Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne-a trimis un material despre secretele Vaticanului devaluate din interior, confidențele lui Padre Costino. Decât să fiu un catolic ipocrit, mai bine ateu. Sunt cuvintele Papei Francisc în timpul unei slujbe de la Vatican. Suveranul pontif consideră că faptul că mergi la biserică, dar în viața de zi cu zi ești nedrept cu semenii tăi, nu e sinonim cu credința. Oare de ce a simțit Papa Francisc nevoia de a face o asemenea declarație? Conform unor intime ai sanctității sale, Papa a încercat să preîntâmpine anumite reacții negative la adresa Bisericii Catolice, reacții posibil să apară în urma unor dezvăluiri cutremurătoare. Se știe că tot mai des apar povești, dar și informații reale care pot zdruncina din temelii întreaga Biserică Catolică. Și amintim teoria unui papă femeie, de pap convins și atei, de existența unor celebre artefacte și documente secrete ascunse în Biblioteca Vaticanului, ca să nu mai vorbim de scandalurile de pedofilie, permiterea unor femei să acceadă în funcții înalte catolice, acceptarea comunității LGBT, etc. Nu e prima dată când scapă secrete din curia bine păzită a Vaticanului, dar azi vă vom prezenta confidențele făcute de un preot catolic chiar din interiorul micului stat catolic. E vorba de Padre Costino, un preot care a studiat mult celebra Biblioteca Vaticanului și care a avut relații de prietenie cu cei mai înalți prelați catolici. Adevărul nespus despre profeția papilor. Profeția Sancti Malachie Arhiepiscopii de Summis Pontificibus reprezintă o serie de 112 fraze scurte și codificate prin care se dorea prezicerea succesiunii papilor. Conform tradiției larg răspândită prin anul 1140, Sfântul Malachie ar fi profetizat succesiunea pontifilor romani. Malachia, episcop primat al Irlandei, a trăit între 1094-1148 și a fost un energic reformator, mai ales al mănăstirilor. A murit la Clairvaux, asistat de Sfântul Bernard, care îl cunoscuse în timpul unei călătorii la Roma în 1139, de unde s-a întors în patrie ca legat, nunțu al Sfântului Scaun. Lui Malachia este atribuită celebra profeție asupra papilor de la Celestin al II-lea până la sfârșitul lumii, profeție în care fiecare papă este desemnat cu un scurt moto. Sunt descriși 112 papi care s-au succedat pe scaunul lui Petru de la 1144 și vor continua până la sfârșitul lumii. Această profeție a fost folosită de papi și de o parte din conclavul cardinalilor electori pentru a justifica anumite succesiuni, anumite alegeri. Padre Costino afirmă că această profeție a fost mereu modificată și multe nume schimbate. Padre Costino susține, citând documente, că, de exemplu, o parte din aceste profeții au fost compilate de Alfonso Ceccarelli cu scopul de a influența pe cardinalii electori participanți la conclavul din 1590. În viziunea lui Alfonso, aceste profeții trebuiau să-l favorizeze pe cardinalul Simoncelli, născut la Orvieto, doar că a fost ales altul, Nicolos Frondati din Cremona. Practica deschisă de Alfonso Ceccarelli a fost folosită de-a lungul secolelor și de alte grupuri de influență. Alt exemplu de fals ascuns de Vatican este și dezvăluirea făcută de mai mulți cercetători care au descoperit că pronosticul asupra lui Petru al II-lea, Papa Petru Romanul, era de fapt un adaos din secolul al XVIII-lea, prin urmare total lipsit de valoare previzionară. Papi atei? Revenind la declarația Papei Francisc, un secretar oficial de la Vatican a declarat: eu cred că problema este atunci când papa se distanțează de textul scris care îi se pregătește și își ridică ochii către audiență. Sentimentul meu este că anumite afirmații, precum și o anumită mulțumire de sine, apar din enervarea pe care o alimentează față de biserică. Papa Francisc preferă o viziune a bisericii ca un popor indistinct decât cea înțeleasă în adevăratul sens. Nu realizează însă că alunecă într-o viziune contradictorie și peronistă, o schizofrenie care se ciocnește cu aceeași idee a milei atât de răspândită și urmată. Dar să vedem ce dezvăluie Padre Costino. Se pare că printre însuși părinții Bisericii Catolice s-au numărat câțiva papi atei. Și de exemplul papei Alexandru Borgia, tatăl celebrilor, dar siniștri copii Cezare și Lucreția. Deși a fost capul bisericii, Alexandru a fost un ateu convins și un om care a încălcat toate moravurile creștine. De la crimă la incest, nimic nu a fost străin acestui papă. Și nu a fost singurul, ba mai mult. În ultimul secol, susține Padre Costino, au existat chiar papi comuniști. De fapt, se știe că marea majoritate a clerului catolic italian are simpatii roșii.
fapt ce este într-o contradicție totală cu misiunea creștină. Să ai simpatii comuniste, să sprijini Partidul Comunist Italian și pe liderii lui, Berlinguer și Nata, atunci când știi că zeci de mii de preoți din întreaga Europa au fost aruncați în pușcării și chiar uciși de către comuniști, nu este altceva decât o sinucidere doctrinară. Observând toate acestea, nu-i de mirare că printre papi și cardinali, de-a lungul timpului s-au infiltrat și atei convinși, mai ales știind profeția care spune că biserica va fi distrusă nu din exterior, ci din interior. Să mai amintim că Sfântul Apostol Pavel aruga cu bolovani în pereții templului tocmai pentru a alunga dracii din ea. Nimic nu s-a schimbat, istoria se repetă doar. Dacă spun că cei care urăsc, deci de fapt sunt în stare de păcat, fac bine să rămână în afara bisericii și în același timp afirm că trebuie să-i lăsăm pe cei divorțați și recăsătoriți și vii la fel de păcătoși să intre dându-i împărtășania, ceea ce este imposibil, cad în contradicție. De fapt, amândoi sunt în păcat. Câteva din marile secrete ale Vaticanului. Vaticanul reprezintă cel mai important loc de confesiune din lume al Bisericii Catolice, iar istoria sa de aproape 2000 de ani a cunoscut numeroase secrete care au fost ascunse în subterane. Printre acestea s-ar putea afla dovada existenței lui Iisus Hristos, chivotul legământului sau chiar potirul sfânt. Padre Costino spune că o parte din secretele atribuite Vaticanului sunt pur și simplu legende, dar cu adevărat există și unele reale. Conform proverbului, nu iese fum fără foc. Apropo de fum, chiar se potrivește stilului pontifical. Dacă chivotul legământului nu se află în posesia Vaticanului, bănuielile indicând Bavaria ca loc de ascundere, altfel se poate spune despre Sfântul Graal sau cum mai este cunoscut Holy Graal. Focalul Graal reprezintă un artefact religios foarte important, el fiind cupa din care a băut Iisus Hristos la cina cea de taină. În focal se spune că Iosif din Arimatea a colectat sângele Mântuitorului atunci când a fost crucificat. Dacă în prezent acest focal nu s-ar mai afla la Vatican, se poate, dar cu siguranță acesta a fost depozitat în catacombele papale cel puțin până la cucerirea Italiei de către Napoleon Bonaparte. Padre Costino spune că există un facsimil bine protejat în care se face referință la un fel de cupă din care atunci când erau bolnavi, anumiți papi beau apă din el. De altfel, istoria cunoaște câteva vindecări miraculoase ale unor papi, precum Sixt al XVI-lea. Se pare că pocalul ar fi fost expediat din Vatican pentru a nu-i permite Corsicanului să intre în posesia lui, dar conform unei declarații a ducelui Sforza, echipa care transporta pocalul ar fi fost atacată de oamenii ducelui de Savoia și de atunci nu s-ar mai ști nimic de soarta Sfântului Graal. În rest, sunt doar speculații. Conchide Padre Costino. Dovada seculară a existenței lui Iisus Hristos. Undeva ascuns în arhivele secrete ale Vaticanului s-ar putea afla dovezi ale existenței lui Iisus Hristos. Sunt informații că i s-ar găsi un document al conversației dintre împăratul Nero al Romei și Sfântul Pavel, discipolul Mântuitorului. Vaticanul neagă existența acestui document, deși publicarea acestuia ar pune capăt controverselor ridicate pro și contra vieții pământene a lui Isus. Cele mai multe relatări despre Isus provin însă din Biblie sau din deja celebrele manuscrise de la Marea Moartă. E de neînțeles faptul că mai mari biserici catolice refuză să facă cunoscut acest important document. De altfel, conform lui Padre Costino, Vaticanul ascunde multe secrete legate de viața Mântuitorului, mai ales cele care i-ar prezenta latura umană. Un exemplu concludent este negarea de către papistași a relației profund umane pe care Iisus ar fi avut-o cu Maria Magdalena. Prin secolul al XIX-lea se afirma că nașterea pruncului Iisus fusese înregistrată în actele romane, dar de ceva zeci de ani nimeni nu mai amintește de existența acestui important document și nici dacă mai există sau a fost cumva distrus de timp sau intenționat. Încă un mister care ar putea fi rezolvat dacă Vaticanul ar da acces liber la toate secretele sale. Minciuna celui de-al treilea secret de la Fatima. Se știe faptul că în micul oraș portughez Fatima, trei copii ar fi văzut viziuni ale Fecioarei Maria în anul 1917. Acest eveniment ar fi culminat cu un fenomen solar extraordinar. Fecioara Maria ar fi mărturisit unei fete cele trei mari secrete. Potrivit interpretărilor Bisericii Catolice, cele trei secrete de la Fatima ar fi constat în descrierea iadului, primul război mondial și cel de-al doilea război mondial,
și încercarea de asasinare a papei, dar stupoare. În ultimul timp, surse din interiorul Vaticanului au afirmat sub protecția anonimatului că cel de-al treilea secret făcut public de-abia în anul 2000 nu a fost același cu acela dezvăluit copiilor de către Fecioara Maria. Cel adevărat se află secretizat în arhiva Vaticanului. Sunt trei variante care circulă printre teologi, dar și printre ufologi. Se vorbește de o apocalipsă, de o cucerire a puterii de către rasa galbenă și de o iminentă invazie extraterestră. De altfel, Fra Giacomo Asari a susținut că ar fi văzut o parte din profeția a treia de la Fatima și în ea se vorbea de un cer acoperit de mii de mașini zburătoare care cotropesc pământul. Interesant este faptul că la puțin timp după declarația sa, Fra Giacomo și-a găsit sfârșitul într-un controversat accident rutier. Fiatul preotului a fost găsit răsturnat într-un loc unde drumul era drept, larg și neaccidentat. Cartea lui Honorius din Teba e subiectul cel mai controversat din curia papală și asta fiindcă în textul respectiv se face o afirmație extrem de gravă. Orice papă ales e posedat de satana. Grand Grimoire sau Cartea Diavolului este una dintre cele mai controversate cărți. Aceasta ar conține mai multe informații de invocarea diavolului, dar și lucruri despre diverse relicve ascunse prin lume. De asemenea, se specifică faptul că orice papă ales ar fi posedat de satan. Se afirmă că respectiva carte ar fi fost descoperită în Ierusalim, în anul 1750, lângă mormântul lui Solomon. Imediat a fost trimisă la un laborator urmând să fie analizată. Din prima clipă, în jurul ei s-au născut numeroase teorii conspiraționale. Ba chiar s-a încercat distrugerea acesteia. Potrivit unor surse din Vatican, cartea s-ar afla în arhivele secrete ale bibliotecii papale. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că scrierea datează din anul 1522, moment în care ar fi fost copiată după un alt manuscris care data din anul 1200. Istoricii susțin că autorul cărții este un anume Honorius din Teba, care ar fi de fapt chiar Papa Honorius al III-lea, 1148-1227. Există și teoria susținută de un grup de iezuiți care au afirmat că autorul cărții, Honorius din Teba, ar fi fost posedat de satan în momentul în care a scris cartea, pentru că altfel nu se poate explica cum de un papă ar fi fost capabil să scrie asemenea orori precum cele din respectiva carte. Ufologii sunt convinși că manuscrisul respectiv nu este altceva decât o carte de magie. Cartea Diavolului cuprinde cele mai importante texte de invocare a lucrurilor obscure. Se spune că cine folosește aceste texte nu doar că va trebui să aibă o legătură permanentă cu diavolul, dar va deține controlul magiei negre. Potrivit celor care au studiat cartea, aceasta ar fi imposibil de distrus. Se pare că hârtia din care sunt făcute paginile este imposibil de rupt, ars, udat sau chiar străpuns cu cuțitul. Se crede că ar fi fost protejată și este protejată de magia neagră provocată de puterea lui Satan. În carte este relatat pactul pe care l-a făcut Lucifer cu diavolul, precum și alte ritualuri de tip voodoo. Conform lui Padre Costino, Grand Grimoire sau Cartea Diavolului nu a fost tradusă și nici publicată vreodată, fiind ascunsă în arhivele secrete ale Vaticanului. Concluzia aparține lui Padre Costino. Din păcate, cu toată deschiderea ultimilor papi, Vaticanul încă ascunde secrete, unele de-a dreptul înfricoșătoare, secrete despre crime, asasinate, comploturi mondiale, credință și ateism, etc. Dar sunt și secrete care, dacă ar fi dezvăluite publicului larg, totul se va schimba. Trecutul pe care îl știm din cărțile de istorie, viitorul pe care îl construim în prezent, oameni condamnați de istorie, în realitate fiind sfinți, sau din contră, personalități cunoscute ca mari filantropi sau luptători pentru pace și drepturi umane, fiind de fapt adevăratele figuri triste ale umanității. Personal, deși știu că nu este corect, prefer să nu fie dezvăluite secretele Vaticanului, fiindcă ar fi un haos. Totul se va schimba și nu cred că suntem pregătiți pentru un adevăr demolator de istorie și conștiințe. Cum să convingi cetățeanul simplu că nu se trage nici din maimuță și nici nu a fost creat de Dumnezeu, ci este rezultatul unei încrucișări extraterestre? Cum să-i spui cetățeanului simplu că undeva în cer nu este un creator, ci miliarde de entități nesuperioare omului? Cum să-i spui omului că tot ceea ce știa despre strămoșii săi nu este valabil? Cum s-ar comporta oamenii dacă ar ști
că într-un viitor nu prea îndepărtat ar putea fi robii unor extraterestri. Cum și iar cum? Cert este mai bine că, cel puțin temporar, secretele Vaticanului să rămână secrete, deocamdată. Poate vom fi cândva mai pregătiți să acceptăm secretele. Poate. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând.